La scurt timp, după ce a devenit președintele ANAF, hunedoreanul Lucian Heiuș a făcut publică prioritatea pe care se va focusa în perioada următoare activitatea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, combaterea evaziunii fiscale. Îmi asum misiunea de a demonstra că ANAF-ul este un partener al contribuabililor onești și că această instituție merită încrederea și respectul cetățenilor, dar și că vom lupta cu determinare împotriva evaziunii fiscale. În acest sens, vreau să vă anunț că în următoarele zile vom începe controle ample în toate domeniile cu risc ridicat de evaziune. Combaterea evaziunii este unul din principalele obiective ale ANAF, precum și parte din misiunea mea personală la conducerea acestei instituții. Acțiuni ferme și decisive sunt necesare pentru eradicarea acestui flagel al economiei și pentru a asigura resursele necesare îmbunătățirii nivelului de trai al populației. În același context, Lucian Heiuș crede că plata taxelor și impozitelor este un act de responsabilitate pentru fiecare contribuabil, persoană fizică sau juridică. Cred că plata taxelor și impozitelor este și un act de responsabilitate socială pentru fiecare dintre noi, de la marile corporații, la mici antreprenori și până la persoanele fizice. Trebuie să fim cu toți conștienți și responsabili și să înțelegem că un grad de colectare cât mai mare se traduce într-un buget național sănătos care poate acoperi cu ușurință nevoile de funcționare ale statului și mai ales ale sectoarelor sensibile, ca educația, sănătatea sau infrastructura. Având în vedere că au mai existat cazuri în care unii inspectori ANAF nu au respectat întocmai legea, Lucian Heiuș a spus că nu va mai tolera astfel de abuzuri. Mai mult, noul președinte al ANAF pune la dispoziția cetățenilor numărul de telefon 0723 568 179, unde pot fi sesizate posibile abuzuri ale inspectorilor fiscali. Vă promit, în schimb, că nu voi tolera niciun fel de abuz din partea organelor de control. Nu voi accepta ca imaginea acestei instituții să fie murdărită de o mână de oameni care și-au pierdut reperele morale. Începând de astăzi, pun la dispoziția contribuabilor un număr de telefon 0723 568 179 conectat direct la cabinetul meu, unde aceștia pot suna și reclama orice comportament abuziv al inspectorilor ANAF și eu personal mă voi ocupa de verificarea și soluționarea cu fermitatea celor semnalate. Sunt încrezător că ANAF-ul se va ridica la înălțimea așteptărilor cetățenilor prin profesionalism, onestitate și seriozitate. Înainte de a fi președinte al ANAF, Lucian Heiuș a fost secretar de stat în Ministerul de Finanțe. Totodată, numele hunedoreanului Lucian Heiuș a fost vehiculat în mai multe rânduri pentru ocuparea funcției de ministru de finanțe.